Bun găsit, dragi iulduveni, bun găsit, dragi reprezentanții ai presei, vă mulțumim mult pentru faptul că, iată, sunteți în număr atât de mare la conferința de presă a ALDE, filiala județeană Giurgiu. După cum bine vedeți, dragii noștri iulduveni, aproape de mine se află domnul Constantin Basanjac, președintele filialei județene a ALDE. De asemenea, este și domnul Alexandru Vladu, președinte al filialei municipale Giurgiu. Am să dau cuvântul domnului Constantin Basanjac, după care, evident, a vorbit domnul Alexandru Vladu, după care așteptăm întrebările presei. Vă rog frumos, domnule Constantin Basanjac. Bună ziua și vă mulțumesc și eu că ați venit astăzi la conferința de presă. Este prima conferință de presă în era nouă, ca să zic așa, ALDE Giurgiu. Numărul dumneavoastră chiar mă impresionează și sperăm că ceea ce vă vom transmite va fi de interes pentru municipalitate și județ. După cum am văzut, în ultima vreme, pe scena politică din Giurgiu au fost schimbări foarte mari. Nu puteam să rămânem indiferenți și să nu ieșim cu o poziție proprie față de ceea ce s-a întâmplat, dar să vă vorbim și despre reconstrucția partidului, ca să spun așa, a filialei județene Giurgiu în urma destructurării ei în luna februarie. E bine, comunicăm pe calea aceasta că stăm destul de bine în ceea ce privește organizația județeană, foarte bine în ceea ce privește organizația municipală. Am reușit să punem bazele a 23 de filiale locale în județ. În multe dintre localități avem candidați puternici, urmează să vi-i prezentăm în curând. Suntem siguri că în alegeri vom merge cu bine și că vom face cu siguranță un scor bun, zic eu, cu mult peste pragul electoral. Referitor la ceea ce se întâmplă astăzi, ne abținem să vorbim despre politica pe plan național sau cele întâmplate pe plan național, că și așa sunt N discuții, vedem ce se întâmplă cu boala asta nenorocită, sunt păreri pro și contra, sunt argumente pro și contra cu privire la ea. Zic eu să o lăsăm deoparte că avem destule de vorbit despre Giurgiu. Nu vă ascundem că am avut câteva discuții cu PSD-ul în vederea unei posibile alianțe pe plan județean. Eu cred că la acest moment lucrurile bat un pic pasul pe loc, mai ales după ce s-a anunțat candidatul PSD la alegerile municipale. Consider că pur și simplu la momentul ăsta noi ar trebui să ne vedem de treaba noastră, să mergem singuri în alegeri. Bineînțeles că nu închidem orice ușă, însă în urma unei ședințe pe care am avut-o astăzi, majoritatea membrilor noștri au considerat că acesta ar fi cel mai bun lucru și ne gândim serios să facem asta. Nu ne este teamă de viitoarele alegeri, după cum am spus, nu vreau să repet, suntem în stare la momentul ăsta să facem un scor destul de bun. Urmează ca rezultatul alegerilor să ne confirme dacă am fost prea încrezători sau nu față de puterile noastre privind alegerile. Însă, în funcție de ceea ce știm și cunoaștem că avem în teritoriu, fără niciun fel de falsă modestie, vă spun că stăm bine. Eu cam atât am vrut să transmit, o să aștept întrebări de la dumneavoastră. După ce vorbește domnul Alexandru Vladu, după aia puteți să adresați întrebări. Pot să răspund, doamne, acum? După ce vorbește domnul Vladu. După domnul Vladu. Vă rog frumos, domnul Vladu. Sigur, sigur. Deci domnul Basanjac a putut să vă întrebi? Nu m-ați întrebat. Întrebarea era candidatul pentru municipiul Giurgiu, se știe, este domnul Vladu. A fost anunțat de mai multă vreme. Intenția acestuia de a candida, dumnealui, că este lângă mine. Suntem siguri că avem puterea să ne batem efectiv la primăria Giurgiu și când spunem asta, nu o spunem doar așa ca să ne îmbătăm singur cu apă rece, știm pe ce ne bazăm, știm ce oameni am adus lângă noi, știm care este puterea noastră electorală. Și în câte localități vreți să câștigați primăria? Deci eu vă spun că cel puțin 6 vom câștiga primăria. Și
candidat în Consiliul Județean propriu? Dacă vom ajunge și vom merge pe un candidat propriu, acela voi fi eu. Vă rog, domnul Vlado. Bună ziua, vă spun și eu. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi și într-un număr așa de mare. Eu sper că ceea ce vă vom spune noi astăzi va însemna totuși pentru presă un interes și pentru lumea politică giurgiuveană. Am reușit în timpul acesta scurt de când am preluat împreună cu domnul președinte Constantin Basangeac, am preluat conducerea partidului ALDE, filiala Giurgiu. Am reușit în timpul acesta scurs să facem toate organizațiile de bază ale partidului. Deci am făcut organizația județeană de partid. Este un lucru foarte bun pentru că avem candidați, așa cum spunea domnul președinte, și în județ și candidați cu reale posibilități și șanse să ajungă la primărie, dar am constituit și organizația municipală de partid, un număr destul de mare de oameni din Giurgiu și cărora le mulțumesc și pe această cale, au venit lângă noi. Am mai spus lucrul acesta și am făcut o comparație cu anul 2012, am făcut o comparație acum, în 2020. Când spuneam în 2012 că vin oameni să se înscrie singuri în partid, lumea presii la vremea respectivă nu a crezut și chiar am fost luați așa mult peste picior. Este vorba de PPDD și știți rezultatele din 2012, care au fost, e adevărat, și pe un vot negativ la vremea respectivă. Și acum, în 2020, avem mulți oameni, nu pot să spun foarte mulți, dar avem mulți oameni noi care au venit lângă noi și avem și semnale pozitive de la membrii noștri de partid, de la municipiu, care nu au fost în structurile de conducere, că ei au rămas lângă ALDE și în special lângă organizația municipală de partid. Am reușit și am constituit și organizația de femei. Avem o femeie președinte, se numește Gogoașă Nicoleta. Din păcate, este plecată la București pentru că avea făcută o programare și nu putea să treacă peste ea. Ea a fost dimineață cu noi, la discuția de dimineață. Își cere scuze pentru că nu este prezentă astăzi, dar avem prezentă din partea femeilor astăzi pe doamna vicepreședinte, doamna Căptunaru Gigica, care este aici prezentă cu noi. Am reușit și am făcut și organizația de tineret. Peste 35 de membri noi, de tineri, care au venit lângă noi, tineri entuziaști, cu multă dorință de afirmare și cu multe idei pentru municipiul Giurgiu. Avem aici de față și este prezent domnul Pinciu Dan, care este președinte al organizației de tineret. Avem și cei doi secretari de la organizații, domnul Ghincea Vasile la municipiu și domnul Stănică Florin la județ. Asta ca să vedeți că suntem totuși constituiți nu numai legal, dar și într-un număr destul de mare. Eu spun că peste 600 de persoane, eu am într-un registru al meu, peste 600 de persoane care nu au fost în partid până acum, au venit și și-au făcut adeziuni la municipiu. Lucrul acesta este un lucru chiar, vă spun, bucurător și eu sper că până la alegeri vom avea încă câteva sute de persoane care se vor alătura programului pe care noi îl vom elabora și suntem aproape gata cu el și îl vom prezenta și presei și electoratului giurgiuvean. Aș vrea să mă opresc aici și să răspund la întrebări dacă este cazul. Vă rog frumos, reprezentanții presei, puteți să adresați orice întrebare. Când se termină pandemia? Dacă sperăm că curând. Pandemia, deja aveam premiile Nobel și toate premiile internaționale luate. Domnul Basangeac a spus că se mai gândește dacă o să aveți o relație oficială cu PSD. Care a fost reacția domnului Bădălău la momentul în ați vorbit cu el, ați discutat cu dânsul, ați... Pe mine m-a întrebat? Care nu, n-am spus că mă mai gândesc.
Afirmația mea a fost următoarea, că am avut unele discuții, dar după ultimele întâmplări, este clar că din partea PSD aceste discuții au, nu știu, le-au luat ca ceva trecător sau nu știu cum să spun. Nu s-a concretizat cu nimic. Discuțiile noastre erau despre o posibilă susținere a domnului Vladu la candidatura pentru municipiul Giurgiu. Ați comunicat cu domnul Bodorov după ce a luat decizia să susțină? Nu. Ce mai era de spus? Discuțiile cu domnul în privința domnul asta, nu. Tema domnului Vladu a fost după ce, înainte ca primarul Barbu să facă anunțul la... După. După, dar au fost lansate și înainte. Am avut două discuții cu PSD-ul, una înainte să plece domnul primar Barbu la Pro-România, iar a doua discuție am avut după plecarea dumnealui cu chiar săptămâna a trecută. A fost miercurea trecută sau joi. Și cred că marți sau miercuri, da? În care, după discuția pe care am avut-o la sediul PSD-ului, ați văzut comunicatul de presă și ședința în care domnul Bădălău a spus că va face un sondaj de opinie în PSD, prin care va măsura diversi candidați, în care eram inclus și eu, și domnul Măroiu, și domnul Anghelescu. Și deci nu ați avut nicio discuție după cu domnul Bădălău? Nu, n-am mai avut nicio discuție. Respectivă a fost de susținere în alianță. Deci eu am spus că vreau să candidez, de susținerea mea în alianță, dar și de în alianță să susținem președintele Consiliului Județean. Ce șanse sunt în momentul de față să faceți o alianță cu PSD Giurgiu? Asta e discutabil, deci nu putem să spunem că... Bineînțeles, la urma urmei rămâne, sunt multe la mijloc, să știi foarte bine că PSD dorește să-și... consolideze poziția în câștigarea Consiliului Județean. Eu spun că nu suntem chiar de nebăgat în seamă. Urmează să vedem. Mai aveți un atu ca să discutați cu PSD sau cum? Numai atu. Ce aturi putem să avem? Da, avem un candidat puternic la primăria Giurgiu. Poate că să răzgândesc, eu știu. Alianța cu PSD-ul se poate face nu o alianță totală, și se poate face o alianță parțială. Pe unde avem primari care au șanse reale să ajungă la primărie, pe localitățile respective mergem... Deci nu aveți nicio șansă aici, înțeleg. Aici nu aveți nicio șansă aici, înțeleg. Nu înțelegem noi întrebarea. Da, în momentul actual, noi am cotat de dimineață că vom merge singuri în alegeri. Domnul Vladu, eventual după toată nebunia asta cu trecerea domnului Măroiu la PSD și anunțarea lui ca și candidat, ați intrat într-un sondaj, ipotetic vorbind, ați intrat într-un sondaj numai dumneavoastră și Măroiu, și care credeți că ar fi șansele în situația asta? Păi, mă întrebați pe mine ca și când eu aș face sondajul. Dacă cineva s-a îngeat acum, că poate PSD se răzgândește în privința candidatului. Nu știu, asta, dar de ce mi-am dat acceptul, am fost întrebat, mi-am dat acceptul să intru în sondajul care trebuia să aibă loc weekendul ăsta care a trecut. Nu știu dacă s-a făcut sondajul, da sau nu. În principiu, de ce să nu vrei să intri în sondaj? Ai ceva de pierdut? Nu cred. Eu spun că munca pe care eu am depus-o timp de 8 ani de zile în municipiul Giurgiu, undeva a dat roade și va da roade în continuare. Acum nu vă așteptați să vă spun că eu voi fi câștigătorul primăriei, pentru că nu vreau să ducem discuția în derizoriu, dar șanse reale avem toți patru acum la primărie. Pentru că uitați-vă mișcarea asta. I-a scăzut șansele lui Măroiu, mișcarea asta? Nu știu dacă i-a scăzut, dar eu spun că prin mișcarea asta a pierdut și PNL-ul, a pierdut și PSD-ul. Da. Părerea mea este foarte clar, pentru că dacă s-a gândit cumva zlăbirea PNL-ului prin plecarea lui Măroiu și aducerea lui la PSD, este clar că foarte mulți oameni din PSD și-a văzut reacția și pe... rețelele de socializare, nu acceptă lucrul ăsta și deja vor pleca. Unde vor pleca? Mulți vor merge, clar, către domnul Barbu.
către domnul Barbu, primar în funcție și la Pro-România. Și eu știu cei care sunt nemulțumiți, poate, de domnul Barbu, îi așteptăm lângă noi. Erau plecați de mult. Erau plecați. Am și o întrebare, vă rog. Am zis că nu pun întrebări, dar... erau plecați de mult. Eu știu la ce vă referiți. Cred că numai la domnul Oprișan vă referiți, dar el a avut și tăria de caracter să poată să iasă pe presă cu un punct de vedere. O eventuală colaborare cu PNL ați luat în calcul? Astăzi nu. Cel puțin la nivel de municipiu, astăzi nu, pentru că nu mi se pare nici la nivel de politică națională nu există o legătură între PNL și ALDE și bănuiesc că nici la nivelul ăsta, deși eu am tot respectul pentru Anghelescu, că știm cu toți că el va fi candidatul PNL-ului, chiar de respect, este unul din candidații puternici și un om de onoare, un om adevărat. Dar nu știu cât libertate are el să poată să-și facă și să spună punctul de vedere astăzi în PNL. Știindu-se că deasupra lui sunt alte persoane care au o altă influență și știu să dicteze lucrurile așa cum le convin lor. Asta dacă îmi permiți să fac o glumă pe care am postat-o și aseară la comentariul unui internaut puternic, dacă nu ne vom trezi, cine știe, cu domnul Beianu candidat la primăria Giurgiu. Tot ce este posibil. Știu că este pe primul loc în sondaj. Dar nu tendință de creștere. Și eu vă mulțumesc. Și eu la fel. Vă mulțumim. Mai sunt întrebări? Nu. Cum asta? Mai avem o întrebare, domnul Iușe. Vă rog. Funcția noastră. Încerc scuze eu, domnul Guș este vicepreședinte la municipiu și purtător de cuvânt la partid.